O influenceriță cu peste 2 milioane de urmăritori pe o rețea de socializare a fost arestată pentru crimă după ce și-a înjunghiat mortal iubitul în timp ce se certau. Conform Digi24, Courtney Clenay, de 26 de ani, cunoscută sub numele de Courtney Taylor în mediul online, a fost arestată în Hawaii și va fi extradată în Florida, unde va fi judecată. Ea este acuzată că și-a înjunghiat mortal iubitul pe Christian Toby. Avocatul ei din Miami a spus că ea se afla în Hawaii într-o clinică de reabilitare în urma abuzului de substanțe și pentru că suferă de tulburare de stres post-traumatic. Sunt complet șocat, mai ales că am cooperat cu anchetatorii și ne-am oferit să o predăm în mod voluntar dacă este acuzată, a spus Pietro. Așteptăm să-i dovedim nevinovăția în instanță, a spus aceasta. Arestarea încheie o investigație de 4 luni efectuată de detectivii și procurorii din Miami. Clenay și-a înjunghiat mortal iubitul în timpul unei dispute domestice într-un apartament de lux din Miami în care locuiau împreună. Avocatul a spus că i-a acționat în scop de autoapărare și că l-a ucis pentru a-și salva viața. Dar rudele lui au cerut arestarea tinerei, spunând că, dimpotrivă, ea reprezintă o amenințare pentru el. Fostul său iubit tranzacționa criptomonede. Cunoscută drept Courtney Taylor pe platformele sociale, era foarte populară în mediul online. Ea și iubitul ei se întâlneau de cel puțin 2 ani, iar relația lor a fost foarte agitată. Ea a fost arestată odată anul trecut pentru agresiune domestică în Las Vegas, iar poliția a fost chemată de mai multe ori la casa lor din Austin, Texas, pentru scandaluri. Cei doi locuiau de doar câteva luni în Miami, într-o zonă de lux, dar administratorii intenționau să-i evacueze din casa. Nenumăratelor scandaluri pe care le aveau, aceștia s-au despărțit de mai multe ori, iar anchetatorii au aflat că el abia se mutase înapoi în apartament când a fost ucis, în seara de 3 aprilie. Aceasta a sunat la 911 și a anunțat faptul că iubitul ei a fost înjunghiat, relatează Digi24.